Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit pentru o nouă ediție spectacol a dezvăluirilor, cu tremur major în toată Europa. Guvernele sunt lichidate unul după altul. Se așteaptă victoria lui Putin prin proteste masive în marile capitale. Cel puțin acesta este planul Moscovei. Liderul Europei anunță sfârșitul abundenței, domnilor și domnilor. Analistul Ilie Șerbănescu este alături de noi și vine cu dezvăluiri spectaculoase. Vorbim despre confiscarea proprietăților datornicilor de către bănci și vă prezint în exclusivitate mesaje șoc cu sume uriașe de plată în plus ale celor care au îndrăznit să ia credite. Ce se întâmplă cu dobânzile depozitelor populației? Și alertă nucleară în toată Europa? Ce fac rușii chiar acum? Bogdan Chiriac va oferi dezvăluiri despre nou risc nuclear. Rușii se apropie în acest timp titil de România. Îți vedea anunțul oficial al Ministrului Apărării. Și totodată vă prezint documentul rezist de blocare a majorării pensiilor. Cu cât se diminuează, de fapt, procentul de creștere a pensiilor, veți afla doar câteva momente. Și au apărut SMS-uri de testare COVID, odată cu extinderea noului val. Dacă vă era dor, s-a întors. Ce se întâmplă cu vaccinurile? Avem și dezvăluiri spectaculoase din partea medicului Tudor Ciuhodaru. Și totodată vom găzdui revolta lui Muguri Micăiescu față de noile restricții. Ce pregătesc nebunii octogenarea lumii acum? Veți afla în această seară când vom detalia și bătălia dintre neomarxiști și suveraniști. Cine va impune până la urmă noua ordine mondială și ce se întâmplă cu România în noul context? Iar trupele lui Arafat au năvălit peste Simion în localul nunții. Ce a făcut poliția în trafic mirese lui Simion, evident, tot de la punctul cu mine în veți afla. Avem, după cum am obișnuit, transmisiuni de la toate evenimentele acestei seri. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să o prezint invitații, să le mulțumesc că stă alături de mine și să procedăm la treabă. După cum deja v-am anunțat, reputatul analist Ilie Șerbănescu este în direct alături de noi. Bună seara, domnule Bună seara, mulțumesc, mulțumesc că sunteți cu noi. Marius Pieleanu, sociologul neamului, nu are nevoie Bună seara, mulțumesc de Bună seara, domnule Pieleanu. Nu vă simțiți singur, va apărea și domnul Chiriac imediat cum își va găsi locul de parcare pe care continuă să refuze să-i ofere doamna Clotilde Armand în sectorul 1. Îl salut și pe medicul Tudor Ciuhodaru. Bună seara, domnule Ciuhodaru. Bună seara. Mulțumesc că din nou împreună cu noi. Și nu în ultimul rând, analistul politic neomarxist Gelu Vișan. Bună seara, Gelu. Să trăiți, domnul Ciutacu. Îmi place că te-ai îmbrăcat cu un tricou adecvat, mi se pare corect. Roșu, Vișiniu, deja suntem marxiști, numai marxist, neomarxist, greu. Fără neo, de marxiști pe vechi, breaking news. Pe vechi, gata. Începem, domnilor și domnilor, emisiunea și seara cu un anunț extrem de grav. Șeful Europei, Emmanuel Macron, anunță dezastrul. Citesc textual. Trăim sfârșitul abundenței. Haideți să-l ascultăm. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Celle des liquidités sans coût, et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. Celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous le revivons ici avec encore plus de force. La rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau technologie réapparaît. La fin de l'abondance de terre ou de matière et celle de l'eau. Și în același timp, domnilor și domnilor, băieții bine informați, devorează unul dintre planurile lui Vladimir Putin de rezolvare a conflictului cu Ucraina. Generalul Iarnă, domnilor și domnilor, și o să vă detalieze imediat, colegul meu Dragoș Bisticianu, despre ce e vorba, pentru că iernile reci au ajutat Moscova să îi învingă pe rând pe Napoleon și pe Hitler. Iar președintele rus, Vladimir Putin, mizează acum că scumpirea energiei și posibilele lipsuri în iarna care urmează vor convinge Europa să forțeze Ucraina să încheie un armistițiu, în condițiile impuse de el. După cum am spus, mai multe știe Dragoș Bisticianu. Bună seara, Dragoș! Bună seara, Victor, ție, telespectatorilor. Situația este foarte clară, l-am ascultat mai devreme și pe Macron. Strategia lui Vladimir Putin este una evidentă. Vor fi prețuri astronomice pe zona de energie care să ducă la raționalizare, la sărăcire pentru europeni. De asta mizează Vladimir Putin. De altfel, speră să fie o iarnă grea, temperaturi
scăzute. Aici, cum spuneai și tu, e o chestiune care ține, nu știu, de divinitate, de fatalitate, de rămâne de văzut ce se va întâmpla. Ideea este că europenii știm cu toții, s-au învățat să trăiască foarte bine. Asta s-ar putea să creeze probleme. Dacă lucrurile se vor schimba, ne așteptăm cu siguranță la revolte, la schimbări de prim-ministri, de președinți, într-un cuvânt la instabilitate. Pe asta mizează Vladimir Putin. Macron deja cumva anunță ceea ce se va întâmpla, criza care urmează să vină prin acel anunț pe care l-a făcut. Tot în numele libertății, protejării libertății, aici vorbim despre sprijinul pe care îl va acorda Europa în continuare către Ucraina. Cum este că și Boris Johnson a avut o declarație tot în aceeași cheie. Boris Johnson, da, într-adevăr, nu mai este prim-ministru, dar a discutat din nou despre felul în care Europa trebuie să sprijine în continuare Ucraina. Rămâne de văzut cum reacționează europenii. Europenii care sunt deja nemulțumiți, costul vieții a devenit unul astronomic, dar dreptul oamenii trăiesc din ce în ce mai rău, abia și mai pot plăti utilitățile. Vine din acum toamna, vine și iarna, așteptăm și sperăm, ne rugăm la Dumnezeu ca însă să nu se răutățească din punct de vedere termic. Dar am văzut ce s-a întâmplat și până acum și aici, nu știu, coincidență sau nu, foarte mulți lideri politici care au avut poziții ferme, că tot vorbeam despre Boris Johnson, acum nu mai sunt în funcție. De la Johnson, la premierul Italiei, la cel al Bulgariei, în Bulgaria s-a mers până într-acolo încât au existat acuzații la adresa Rusiei, care ar fi unălzit cumva la căderea guvernului de acolo. Rămâne de văzut dacă planul lui Vladimir Putin se va concretiza în această iarnă. Mulțumesc mult, Dragoș. Nu să vă vină să credeți, domnilor și domnilor, dar domnul Chiriac a găsit și în seara asta loc de parcare, motiv pentru care, după cum v-am promis, este alături de noi. Să trăiți, domnul Chiriac. Îl îmbrățișăm și noi de pe aici. Îmbrățișăm. Deci rămâneți într-o perenă și perpetuă îmbrățișare, deci, domnul Chiriac. Cu gelul, da. Cu geluțul, cu îmbrățișarea, că am impresia că tu tot ai combătut nu știu ce, dar mie să nu cazi în partea aia. Sau foarte bine, da. Dacă cazi, eu te voi sprijini. Oricum, era unul dintre ei lor, printre noi, domnul Chiriac. Oricum, expresia inventată de domnul Chiriac aici de cu toată față, dragostea, cu toată dragostea, va deveni e una care poate fi interpretată. Exact. Iar îmbrățișarea vine după cu toată dragostea. Deci exact. Gata. Marius, te bagi și tu? Înțeleg că face menaj atroacă. Vă las pe voi, vă las fără pe voi. Fără menaj atroacă, v-a cumpărat tu săriștii de lea de plus și ajunge cu... S-a terminat. Stați un pic, hai să o luăm pe serioase. Deci, domnule, pe serioase, pe serioase. 10 lei litru de benzină nu impresionează pe nimeni, cel puțin la București. Când a fost 10 lei, domnul Chiriac, că vă plăi. Să apropie, domnule. Stați un pic, domnule. Noi băgăm de aia de 9 lei și 11 bani. Țineți-vă un pic, că mă deturnați. Domnul Macron, constat că... A avut o revelație acum că s-a terminat cu belșugul, sau mă rog, cu abundența, cum zice domnia da, sa. Așa, așa. Da, domnia sa și cu ilustrii colegi ai domniei sale, care conduc state, guverne și în general tot, înainte să se angajeze într-un război de anduranță și de lungă durată cu Putin, pe care dreptul ajută și geografia, cu tot cu iarna ei aferentă, nu s-au gândit că s-ar putea întâmpla treaba asta, domnul Chiriac? Nu. Nu? Nu. A, s-au aruncat așa ca bezbeuci? Nu s-au aruncat ei. Putin a invadat Ucraina, să nu uităm asta. A contestat deci cineva asta? Au tot încercat să-l potolească, să... Și el n-a înțeles de vorbă bună. N-a înțeles de vorbă bună și a urmat planul, îl avea de multă vreme. E adevărat că totul depindea numai de el. Dacă începe sau nu război, a depins de un singur om, de hotărârea lui Putin. Și el a decis să înceapă război. Hotărârea lui Putin crezând a fost să înceapă război, da. În două zile Ucraina îi cade în poală. Când nu s-a întâmplat asta. Și atunci, moral, respectând valorile, Uniunea Europeană nici n-avea altceva ce să facă. Păi da, dar Uniunea Europeană s-a aruncat în sancțiunile care acum o bagă pe ea într-o uriașă criză. Pe ea UE. Da. Cu asta toți cetățenii ei, da. Nu? Așa este. Și, atenție, cu stagnarea economică, cu toate cu problemele. Cu cădere economică, nu doar cu stagnare. Stagflație. Adică ai inflație pe stagnarea economică, ceea ce e un nonsens economic, dar se mai întâmplă. Rar, dar se întâmplă. Stagflație. Stagnezi și screzi prețurile. În mod normal, păi, când stagnezi, prețurile trebuie să scadă. Dar e lumea care Bărăsul, chiar știe când aici. O să ajung, când o să ajung Ilieșe întreținerea unei locuințe banale să fie echivalentă cu salariul sau cu venitul pe o lună al titularului de contract, ce se va întâmpla? Că... Asta așteaptă Putin. Să vină iarna, mă rog, nu mai stau ea la porțile Stalingradului să înghețe acolo, le îngheță cetățenii lăi în țară, că n-au bani să încălzească. Eu nu mă aventurez să fac prognoze cine va câștiga și cine va pierde. Nici noi. Dar pe articulația ceea ce se întâmplă este foarte clar.
pierzătorul acestui război, acestui conflict, este Europa Occidentală. Și din punctul acesta de vedere, domnul Macron are perfectă dreptate. El numește această chestiune sfârșitul abundenței. Nu știu dacă e foarte bine. Eu aș numi sfârșitul traiului decent, nu al abundenței. Nu știu. Îmi pare foarte rău. Europa Occidentală trăiește de sute de ani pe seama altora. Ea trăiește bine pe seama altor popoare, care au trăit prost. Și acum a venit momentul să... Și acum acest sfârșit al abundenței poate înseamnă altceva decât o simplă scădere a unui nivel de trai. Poate are altă semnificație. De-aia nu mă aventurez să spun, să-l comentez pe domnul Macron. Da. O știi și dânsul ce este vorba. Eu vă întreb strict și din punct de vedere istoric. Și la noastră nu în piele. Știți că e vorba aia la italien. Tu non ce doi esența trei. Nu se pot două înfrângeri fără a treia sau nu se pot două victorii fără a treia. Dacă așa e statistica. După... Jamais 203. Jamais spunem acolo. Noi ne uităm la care în italian de fotbal. Pe partea intelectuală, domnul Pirean. Deci Hitler s-a luat-o în barbă pe iarnă, nu? S-a mai luat-o odată și Napoleon pe iarnă. Din pățanile lui Napoleon Bonaparte. Exact. Dacă învăța din el. Iar Putin merge pe ideea că ar veni al treilea element Hitler al șirului. Ar fi câștigat războiul cu Rusia, da? Operațiunea Help, Barbarossa, zic bine? Da, așa. Dacă ar fi ascultat de câțiva mareșali de-ai săi, da, și generali din Wehrmacht, nu din nazi, așa, din SS și așa, care i-au spus, vine iarna și nu avem timp cu blitzkrieg-ul. Și nebun fiind, a zis că nu, că noi facem. Da, și acum vine iarna. N-a învățat din ceea ce a pățit Napoleon Bonaparte la început de secolul XIX. Și acum a venit rândul ăstora democratici care n-au înțeles că vine iarna și n-au timp să aprovizioneze caloriferele oamenilor cu ce trebuie, nu? E un război economic mai degrabă, nu unul militar. Păi da, și dacă războiul economic degenerează în manifestări sociale ample, exact cum zic... Dacă ăsta e cu celebrul răspuns al spartanilor, știi? Dacă ajungeți la porțile Spartei, o să facem nu știu ce. Și au zis dacă. Hai să vedem că vine iarna, să vedem revoltele publice. Hai să vedem. Domnul, dacă poți să-mi faci o seamă. Macron are dreptate, că el are și regiuni acolo, care ăia ies și pe abundență și pe sărăcie, tot ies în piețele Parisului, păi, și Marsilia, exact, și aruncă cu boi. Da, da. Ideea e că s-ar putea să... Dar nu ies ăia care au abundența de partea lor. Ies ăia care n-au abundența de partea lor. Și regiunii sunt și așa, și așa. E, lasă-o, domne, hai, dacă... Părțirea socială este de... din totdeauna, hai să nu mai inventăm altă structură. Vă mai dau un comotiv de... cu domnul Cătă nu crede. Aici s-a mărit cu euro pe litru. Oamenilor, breaking news. Asaltul băncilor în același timp asupra populației continuă. Cum are loc jaful asupra românilor și așa sărăciți, ne spune colegul nostru Nils Necker. Bună seara, Nils! Bună seara, Victor! Bună seara tuturor! Într-adevăr, atacul continuă pentru că dobânzile cresc. Roborul a atins record după record. Toată lumea se bazează pe acest IRCC, acel mod artificial de calculare sau altfel mod de calculare a ratelor dobânzilor, care în momentul de față este scăzut, dar care și el va crește, pentru că el este stabilit trimestrial. Acum, în septembrie, va atinge cota de 4, după care va continua creșterea. Momentan arată bine. Problema este următoarea. Ratele noastre pe atât credite de consum, cât și credite imobiliare, cât și carduri de credit și așa mai departe, sunt în creștere. Băncile spun că motivul pentru care sunt în creștere reprezintă tocmai acest robor. Culmea însă este că aceste bănci românești, cu capital străin, majoritatea, cu excepția cecului evident, și a BT-ului. Deci toate aceste bănci au avut profituri uriașe, mai mari decât companiile mama ale lor,
în țări precum Germania, Austria, Franța și așa mai departe. Și atunci întrebarea este cum se poate acest lucru. Foarte simplu. La noi, pe lângă faptul că roborul crește, iar roborul, atenție, robor înseamnă rata de ofertă, adică e suficient ca o bancă, dacă vrei să ridici roborul, eu îți ofer ție, de exemplu, tu, Victor, ești o altă bancă, eu sunt o bancă și eu îți spun, băi, îți ofer bani cu 10%. Și tu zici, na, e prea scump. Nu contează. Faptul că ți-am oferit cu 10%, acel 10% intră în calculul medii ofertelor. Deci eu, practic, doar aruncând oferte pe piață, pot să ridic roborul ca bancă cum doresc eu. De aceea, de altminteri, și guvernatorul Băncii Naționale, în ultima conferință pe care a ținut-o, a spus foarte clar că băncile au cam sărit calul. Singurul lucru care îmi pare rău este că acest lucru este spus atât de târziu. Și nu a fost spus și mai devreme. Pentru că acest salt peste cal nu este un lucru nou pentru băncile de la noi. Pe de altă parte, însă, o să vină lumea și o să spună, da, dar și statul se împrumută la dobânzi foarte mari. Corect. Ne împrumutăm la cele mai mari dobânzi dintre țările europene. Chiar și în comparație cu Bulgaria, care are o economie mai slabă decât a noastră, și tot ne împrumutăm mult mai scump. Mulțumesc mult, Nils. Domnul Șerbănescu, vin la dumneavoastră și după aia vin la tine, Gelu, imediat. E teoria aia potrivit cărea, mă rog, un grup de bogătași va cumpăra de la bănci toate proprietățile populației care vor fi adunate în urma imposibilității acesteia de a-și plăti ratele. Și că, într-un final, băncile le vor vinde scump către niște băieți care au foarte mulți bani și care vor deveni proprietarii planetei, ca să o rezum așa mai pe scurt, din punct de vedere imobiliar. Credeți în teoria asta? E foarte posibilă. Eu nu fac decât să amintesc că despre acest lucru am scris în cartea pe care am scris-o în urmă cu 5 ani și jumătate, care se numește România, o colonie la periferia Europei. Și n-am de ce să abjur de la această părere, pentru că lucrurile se precipită tocmai în direcția aceasta. Dar da. Eu vreau să vă spun altceva. Dar băncilor le convine, practic, să preia proprietățile și să devină cel puțin o perioadă intermediară. Nu le preiau ele, domnul. Dar cine le preia? Le preiau niște fonduri de investiții care au bani niște fonduri de investiții care, le vor cumpăra, nu la valoarea lor cu care au fost păi băncile nu fac decât un oficiu de intermediar, câștigându-și, cum să spun, bacșișul pentru această chestiune. Sigur că da. Că dacă tu nu mai ai luat un credit și nu mai poți onora, înseamnă că ești în faliment. Și da. Deci ce ai, ce mai ai la teșchera, vinzi sub preț. Și aceste fonduri de investiții sunt gata să pape aceste lucruri luate sub preț. Și intermediarul care a jucat rolul... Intermediarul a acreditat achiziția respectivei locuințe. Domnul... Dumneavoastră v-a dat 200.000 de euro să vă luați o casă, da? Stați puțin. Când vă preia, vă preia la 50.000. Despre cine vorbim, domnul Ciutacu? Despre dumneavoastră. Eu nu iau. Trebuie să fiu nebun să iei niște credite de la bănci din România. De ce? Pentru că dau credite de 3 ori mai scump decât mamele lor din Occident. Păi da, dar are acces atunci trebuie să fii nebun la banca să... mamă? Poftim? Are cetățeanul român acces la banca mamă să ia credite? Păi tocmai asta este. Dumneavoastră v-ați întrebat de ce toate multinaționalele din România nebancare nu se creditează, nu se finanțează de la băncile surori? Și de la firmele mamă, de regulă. Păi da, pentru că alea dau de... credite, deci au finanțare de 3 ori mai ieftină. Și ar fi nebune să apeleze la o subsidiară din România că ar lua credit de 3 ori mai scump. Ce se întâmplă în această situație? Tot despre ce vorbim? Dumneavoastră știți băncile astea cu ce contribuție au ele la finanțarea economiei? Ele au o contribuție rizibilă
de 8%. E ridicol. Noi plângem pe umărul câtorva sute de mii de oameni care au făcut greșeala de s-au împrumutat. Ce firesc? 12, între 12 și 14 milioane de adulți n-au legătură cu băncile. N-au legătură cu băncile pentru că băncile îi resping. Îi consideră nebancabili. Și n-au nicio treabă cu ele. Și nici cu cursul. Noi plângem pe umărul a 500 de mii de oameni care au făcut greșeala că s-au dus la bănci. Și problema... Cine s-au dus din necesitate, domnule? Cine sunt aceștia? Cine sunt aceștia? Sunt cei care încep și ei să creeze în România o clasă de mijloc. Da, păi ăștia îi înfundă. Da. Pentru că păia nenorociți sunt deja înfundați și aia nu se ridice niciodată. Și băncile îi recunosc ca niște nenorociți cu care nu vreau să aibă de-a face. Deci pe asta vorbim. Asta este nenorocirea care se întâmplă în România. Gelovișani. Și vreau să vă mai spun o singură cifră. Știți cât este într-o economie normală creditul ăsta despre care vorbim? Este între 200 și 250% din valoarea PIB-ului. Știți cât e la noi? Cât? Nici 50%. Tocmai se poate întâmpla ce se întâmplă, inclusiv mecanismul deschis foarte bine de domnul Șnecăr, pentru că nu există piață de credit. Nu există. Înțelegeți? Nu se ajunge să se crediteze decât o parte foarte mică din business și o parte foarte și mai mică proporțional dintre oameni. Și atunci e bătaie de joc la adresa ăstora. Înțelegeți? Înțeleg. Băncile nu realizează ceea ce se numește intermedierea financiară. Dacă eu n-am intermediere, atunci ele își pot bate joc. Dacă ar exista un volum mare, nu și-ar mai putea bate joc, cum nu își pot bate joc de oameni în țările din care ele provin, adică în țările cu băncile mamă. Despre asta este vorba. Okay. Și așa să nu ne mirăm că ajungem. E acum un izvor de creștere la imobiliar, o să fie strangulat. Asta se întâmplă. Gelu Vișani, este toată situația asta deschisă de domnul Șerbănescu partea unui plan global sau pur și simplu ăsta e mersul economiei și ăia mai șmecher și mai bogat și mai cu lichidități profită de nenorocirea celor săraci? Victor, ești martor că într-o discuție particulară altăieri seară, spuneam ce acum o să spun și public, suntem pe trei atacuri. Atacul globalist, așa, atacul societății deschise și atacul neomarxist. De exemplu, primul atac este prezentarea statelor. Eu credeam că stoți la un loc. Luminează. Nu, sunt trei atacuri diferite. Desfințarea statelor în Europa, Statele Unite ale Europei, cu care domnul Bogdan Chiriac, dragostea noastră, este de acord cu desfințarea statelor și formate. Ia uite, și Marius, doi neomarxiști în studio, doi globaliști, care spun, domne, Europa trebuie să desfințeze națiunile și statele și toți trebuie să sugem de la aceeași țâță. Nu, bunăstarea să fie omogenă. Așa, bunăstarea să fie omogenă. Bunăstarea Germaniei, Marius, am vorbit de 100 de ori. Când germanii o să fie de acord să ne dea aceleași salarii Lidl-ul ca la Lidl-ul din Germania, atunci poți să-mi spui tu de bunăstarea Germaniei. Cât timp Kaufland-ul și Lidl-ul din România dau salarii ca la Popoaca, atunci vorbim de bunăstarea asta din România. Dau salarii ca la România, Gelu. Auzi, nu. Ei stabile salariile în România. Crezi că în perioada... Gelu, în perioada intervenită... Ești acolo și poate să spună că salariile din România aveau același salarii ca în Germania lui Hitler. Eu sunt al treilea, dar n-am... Păi zi, Gelule, lasă-l mai să-și ducă ideea la capăt și după asta. N-am auzit. Ferească Dumnezeu. Zi, Gelu, tată, nu te sfii. Tot ceea ce se întâmplă în acest moment face parte, și domnul Șerbănescu spune foarte bine, dintr-un atac concertat asupra românilor.
Întrebarea este, dar e numai asupra românilor? E numai asupra românilor, te întreb. Nu, e asupra tuturor cetățenilor. Pentru că sexomarxismul domnului Chireac cu îmbrățișările noastre eterne, acest sexomarxism pe care îl iubesc foarte mulți e în toată Europa și în Statele Unite. Păi vezi? Desfințarea statelor și desfințarea granițelor e peste tot. Victorie, asta este o utopie. Să discuți în acest moment în care Germania aproape că dă faliment de proastă ce a fost și de șmecheră ce a fost după al doilea război mondial, că a mai făcut un pact Merkel-Putin, în loc de Stalin... Ori e proastă, ori e șmecheră. Ne hotărâm primul rând. E o țară vrednică și care știe să se autogospodărească. Hai mă, cu prețul lor la gaze, lasă-mă în pace. Cu prețul lor la gaze, ți-am mai explicat. Era mai tard decât ei de 100 de ori. Gelul, da? Germania a renăscut în propria sa cenușă după ce a fost practic desființată în urma pierderii primului război mondial. Cu bani băgați cu ghiotura de americani. Și în al doilea... Nu, asta după al doilea război mondial. Propria lor cenușă și pe banii apără. Maestră, sper că sunteți de acord. Economica a rădăscut singură, fără resurse, fără nimic. Stați puțin, că v-ați contrazis cu mine pe povestea asta. Speram să fiți de acord cu ce zic în sensul ăsta. Preventiv sunt eu de acord cu Marius, domnilor și domnilor. E de neoprit, frate. E de neoprit gelul? Stai să vezi când îl stârnesc acum, breaking news. Suntem, domnilor și domnilor, dacă ne uităm pe tonul panicar de relatărilor de presă, la un pas de o nouă catastrofă nucleară, doamne apără și păzește, după ce reactoarele centralei de la Zaporoje au fost deconectate de la rețeaua electrică. Cum se poate întâmpla această nenorocire și cum s-a ajuns aici, ne explică colegul meu Costi Soare. Bună seara, Costi, te ascult. Bună seara, Victor. Sunt deja câteva ore de când această centrală nucleară, cea mai mare din Europa, a fost deconectată de la Sistemul Național de Energie al Ucrainei. Angajații acestei centrale nucleare încearcă acum să repună în funcțiune măcar unul dintre grupuri să reconecteze la acest sistem, doar că au întâmpină problemă din cauza militarilor ruși care dețin controlul asupra acestei centrale nucleare. Pericolul este foarte mare pentru că, deși în aceste momente funcționează generatoarele de rezervă pentru a asigura la limită funcționarea centralei, este nevoie de energie din sistemul național pentru a menține răcite acele cazane care funcționează și spațiile în care sunt depozitate materialele nucleare. Așadar, nu este de joacă și toată lumea în acest moment este cu ochii pe Ucraina, pe Zaporojie, să vadă ce se întâmplă acolo, pentru că o simplă problemă tehnică și se poate ajunge la o nenorocire. Și vin la dumneavoastră, domnul Chireac, în calitate de om de știință care nu și-a mai continuat, de nefericire pentru știință. A câștigat societatea. Domnul Chireac, uite-l combat pe gelul care dramatică este problema asta a reactorului de la reactoarelor de la cu toată dragostea. Eu nu văd dramatică pe faptul că s-a deconectat. Deci centrala nucleară produce curent electric. Exact. Acel curent electric este trimis consumatorilor pe niște rețele. Normal. De înaltă tensiune. Ați auzit? Cum e la noi transelectrică. Stâlpi aia, nații și cu niște cabluri între ei. Curent alternativ, așa. În momentul în care te-ai deconectat de la rețeaua respectivă... Te-au luat dracii. Energia nu te-au luat dracii. Stai, ba da, te-au luat dracii. Stai ușor, gelu. Stai. Ne spui tu. Dacă deconectezi o centrală atomoelectrică de la energie, te-au luat dracii. De ce? Supraîncălzește. Se supraîncălzește reactorul. Deci, soluția... Păi, așa, stai pe care putea obiecti react soluție la reactor la jocul. E Cernobâl. Nici pomeneală, doamne. Stai, mă, gelul. Gelule, poți să lași un om să ducă două fraze până la capăt și îl combați tu cu două dar. Asta e formula neomarxistă. Deci în momentul în care l-ai deconectat de la rețeaua de energie electrică pe care o produce centrala, soluția este să oprești reactorul. Da? Introduci barele de material în special niște răcitoare. În niște răcitoare. Dar ai cu cele răci, pentru că problema pe care o ridică gelul există, oprești, chiar dacă e mai vehementă. Oprești reacția nucleară în reactor cu barele speciale din materiale speciale care îți răcesc reactorul. Deci nu mai produce curent electric. Este absurd. Și reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit. Și nu o singură dată. A fost oprit controlat fără nici
cel mai mic pericol. Deci una este să ai o explozie. Stai un pic, Gelu, și ai impresia că rușii l-au oprit necontrolat? Sau care e ideea? Nu. Victor, sunt două probleme la Zaporojie și te rog să mă crezi că și ți-am spus e inginer atomist, adică n-ai cum să nu-l crezi, da. Nu, domnul Chiriac, credeți că de dumneavoastră. Am expertiză în ceea ce vrește combaterea... Ăsta a terminat chimia, Geluțu, a terminat, e absolvent de politehnică de chimie. A făcut armata la arma nucleară, ți-am mai explicat. Lasă-o dracului, a făcut 6 ani de facultate de chimie. Păi și ce l-a făcut armata la nucleară, ce vrei? Gata. La ce nu? A făcut, frate. Băi. Pot să vorbesc și eu? Da, Gelu, da. Păi numai tu ai vorbit până acum. Zi, eu calm așa. Bun, calm și cu grijă. Deci, dacă se oprește necontrolat alimentarea cu energie electrică pe reactor sau pe depozitul de reziduri radioactive care se folosesc și alea încă o dată la reactor, așa, atunci intervine un proces de supraîncălzire, da, care poate determina un dezastru inclusiv pe reactor, inclusiv pe depozitele de reziduri. Bun. În cazul în care această oprire durează foarte mult, și anume a energiei, și generatoarele nu mai fac față, intervine același proces de dezastru. Singurul mod în care poate fi oprit un reactor este să fie oprit controlat. Păi și bun. Explic domnului Chirea ca să priceapă. La Cernobâl a sărit în aer pentru că s-a făcut un test, domnule Chirea, care n-a fost bine făcut și s-a oprit necontrolat reactorul. Dom'le, înțelegeți? Am văzut cu toții filmele la lui Zău. N-a nimic. Păi cum, sunt pe net asta, sunt pe de Netflix, bine. Sunt pe ce v-aș vrei. Vă citiți că nu e pe joacă aici, nu e pe net. Domnul Vișan, Geluțu, stai ușor. Alfabetizarea s-a făcut de mult, dar vezi că asta cu formule, Geluțu, nu sunt așa de simplu ca neomarxismul sau sexul sau nu știu ce pe cuvânt. Sunt mai complicate. Nu, dacă tu spui că poți să oprești alimentarea cu energie electrică, da, la un reactor nuclear și nu se întâmplă nimic, ți-am spus că ai făcut chimia, s-a oprit. Adică... Păi da, vorbești niște prostii uriașe. Au fost așa deconectate rețelele de energie electrică. Reactorul are energie. Reactorul, da-i îl oprești controlat. Că dacă, asta Doamne ferește... Păi reactorul produce energie, nu de regulă. Produce energie. Păi de-aia l-ai pe reactor. Pe asta zic, da, ca să bagă și energie. De unde s-a băgat cu rezidurile nucleare care se mai folosesc o dată? Păi, dar stați un pic. Gelu, stai. Da. Stai, bă, hai să purtăm o discuție logică, Gelu. Care ar fi interesul rusului? Marius, stai un pic. Răspundem la o simplă întrebare, Gelu. Care ar fi interesul rusului, oricât de nebun ar fi el, da? Să ducă la oprirea necontrolată a reactorului ăla, care, dacă vorba ta, dacă sare în aer la dracu, nebelește și pe noi, și pe rus, și pe belorus, și pe cine dracu mai are în jur. Da, o să fii surprins, mai puțin pe ruși, pentru că norul radioactiv nu se duce către Rusia, după toate... Păi că nu se duce norul radioactiv, de cum bate vântul, Gelule? Vântul bate spre vest, da, din totdeauna. Gata, de acolo. Stați un pic, da. Stai că iau și opinia, opinia medicală acum, că să presupunem... Iar faptul că, Victor, închide. Faptul că ei au pus acolo unități militare și Ucraina le bombardează aceste baterii, da, cu drone sinucigașe, înseamnă că nici unii, nici alții nu sunt normal la cap. Păi, n-avem ce face decât să luăm act de faptul că nici unii, nici alții nu sunt normal la cap, dar de ce pe pielea noastră? Pe orice. Nu ca să spună domnul Chiriac că e ok, că nu e deloc. Păi, ok. Păi, dar dânsul crede că e ok, n-are voie să creadă acum, Dumnezeule. Stai că mă duc la doctor, că nu mai, cu oamenii de știință nu mai pot. Domn doctor! A devenit brusc permisiv, zice, poate să crede. Ok, hai să mergem la domn doctor. Domn doctor, presupunând că, Doamne ferește, se întâmplă scenariul ăla negru. Chiar că, Doamne ferește. Nu ăla al domnului Chiriac, da? Ce mama dracu facem noi? Ne mai ajută, plus că noi ăștia daci din studio, oricum ne-a scos Rafila din lista de distribuție de la pastilele alea, deci nici măcar cu ăla nu putem să rezolvăm nimic. Domne, eu eram scos și în 86. Uite, domnul Șerbănescu, eram scos din 86. Și în 86 aveam peste 40 de ani. E șeful nostru, șeful persecutaților. Mă dea Dumnezeu sănătate mai zi. Înțelegi ceva super. Deci, domnul Cihodaru, în afară, dar ne duce tot sub nuc, cum ne învățau ăștia pe vremuri. Pe tebă, Victor, să-i arăt și lui domnul cu ce umblu eu după mine. Cu ce umblu, mă, Gelu? Cu ce umblu, mă, cu manualul? Uite, mă, Cernobâl. Și umbli cu Cernobâlul după tine. Umblai cu Cernobâlul după tine. Sau... Din afară, mă.
Ok. Da, nu vorbesc. Gata, știi. Stai bă să mergem și la doctor, că până data știință am uitat de medicină. Nu mă apuri că, Doamne ferește. Așa, gata, Gelule, tată. Gelu, iartă-mă, Gelu, dar nu pot să te, să te prezint ca fiind o autoritate în domeniul fizice, atomice. Pe care ne-am format. Totuși. Mai bine decât domnul Chireac. Știi el mai bine. Doamne, că ești mai bun, ești mai bun. Hai la doctor, că avem unul singur și cel mai bun. Chiar ești mai bun și mergi la doctor. Ok, domnul doctor Ciuhodaru, ziceți-ne, deci dacă se întâmplă, Doamne ferește, și mai rămâne piatră pe piatră pe aici, mai are vreun rost? Domnul Ciudac, dați-mi voi în primul rând să diagnosticez pentru prima dată unanimitate în studioul dumneavoastră. Care? Deci toți suntem scoși, suntem toți scoși din lista de pastila de iodură de patoase. Bun. Măcar cred că nu este asta o dată. Doi. Nu e îmbucurător lucrul ăsta. Este îmbucurător. În schimb, dacă este? Vorbim despre accident sau accident nuclear, aici este o schemă mnemotehnică foarte simplă și nimeni nu va putea uita aceste trei litere, SRI. În momentul în care vorbim despre radiații de nor radioactiv, este indicat să stați în casă, ați mai auzit povestea asta, dar de tot asta stați în subsol, reduce practic nivelul de radiații cu 40%. Dacă vă decontaminați, adică scoateți haine de pe dumneavoastră și eventual folosiți apa, care chiar dacă poate fi contaminată, oricum reduce nivelul de contaminare pe la 90%. Rămâneți în casă și este important să faceți acest lucru și informați-vă, pentru că să știți că după un nor de asta radioactiv, un singur impuls, practic nivelul de radiații scade semnificativ în primele ore, iar în 72 de ore s-ar ajunge până pe la 1%. Domnul doctor, stați un pic, arză ar focul de radiație. Hai, nu trece în geam, nu trece în pereți, stăm în casă. Da, deci stăm în casă și evident că trebuie să asigurăm siguranța aerului, apei și alimentelor, că nu puteți sta așa în casă doar pentru că vreți una altă, mai trebuie să și respirați, necontaminat, trebuie să și mâncați, trebuie să beți și apă. Adică este ideal să închideți toate ușile, să folosiți eventual bandă din aceea o adezivă, să opriți toate sursele de ventilație, să nu utilizați evident aparatele de aer condiționat. Iar dacă vorbim despre apă, țineți cont că în momentul respectiv apa este contaminată, iar dacă încercați să o decontaminați prin fierbere, nu veți avea niciun fel de rezultat pe această temă, ce mă veți concentra lucrurile radioactive, doar cea care este îmbuteliată, cea care este conservată, ce mai aveți apă, nu știu, un filtru de cafea în frigider, poate fi utilă în acel moment. Iar același lucru este valabil și pentru alimente. Să știți că cele care sunt într-un loc sigur, conservate, îmbuteliate, plastifiate, au un risc mai mic de a fi contaminate, dar atât pentru apa îmbuteliată, cât și pentru ceea ce vorbim despre alimentele conservate, e util să le ștergeți înainte cu un prosop umed, pentru că să știți că se mai elimină din contaminarea radioactivă. Lucrurile astea pot face diferența și apropo de administrarea pastilei de iodură de potasiu, dacă nu aveți o administrați în momentul în care se anunță acest incident, cu cât se administrează mai târziu, cu atât devine intimă. Noi fac și o întrebare la noastră, că tot aud aia, domnule, în momentul în care se anunță incidentul. Ok, domnule, nu toată lumea se uită non-stop la televizor, nu toată lumea stă non-stop pe internet. Și mai există o fatalitate. Din când în când oamenii mai și dorm. La dracu, dacă bubuia aia la 3 noaptea, anunțul autorităților o să vină, mă rog, cum se trezește Iohannis la 7 dimineața. La 7 încă mai doarme lumea. Dom'le, a murit în somn, e cel mai frumos. La 700 de kilometri. Păi asta vă întreb, adică că imediat după anunțul autorităților, dar eu stau setat să vă poate anunță cineva ceva, la 3 noaptea dorm. Domnul Ciutacu, dar cei care monitorizează nivelul de radiație la nivel în România aia trebuie să fie în permanență în alea. De-aia păi trebuie să nu doarmă. Domnul Ciuhodaru, dar doarme clientul. Doarme clientul. Domnul Ciutacu. Păi n-ai o alertă. N-ai o alertă pe telefon. A, și dacă să... Păi da, stați un pic, că uite, domnul Chiriac, ca un fan adevărat al domnului Arafat și nu se dezminte, zice că avem roalertul. Domnul Chiriac, să termină războiul nuclear când vine mesajul. Că Arafat dă mesaje de roaler la 40 de minute după furtună. Ce vă face să credeți că o să dea unul mai rapid? Și după ce urși a venit în Sinaia. Și după ce urși a venit în Sinaia. Și el anunță că sunt la Comarni. Liniștit, 40 de minute e încă ok. E ok? Da. Nu vin în 40 de minute radiațiile de la Zaporozhia. Și că am dat-o pe glumă, păi ce vrei mă, să dau pe tragedie, să fac parastas în avans? Să spun ceva, citesc, jur, nu spun nimic de păi citește, dar de ce trebuie? Arată de cartea cu cel mai bun. Uite, bă, arată cartea cu cel mai bun. Așa? Domnul Chiriac, ochii mari. Ochi mari. Hai mă, Gelu, te-ai inflamat, calm, că facem și noi glume. Hai, Gelu, citește fraza și că mai am o știre tare. Inspectorii detectaseră că apa pentru răcire de la reactorul de la Zaporojie
avea o radioactivitate care depășea de 14 ori limita admisă. Atenție! 7 aprilie 1986, cu două săptămâni... Nu Zaporojie, Cernobâl, poate! La Zaporojie! Bagă în cap! Pe 7 aprilie 1986, Hagelu. Pentru rezolvarea problemei, au închis reactorul două săptămâni de la Zaporojie. Ce înseamnă asta? Da. Accidentele, incidentele în centrale nucleare sunt frecvente. Așa. Foarte frecvente. Dar în 86 a explodat Cernobâlul. Ce treabă are Zaporojie? Nu înțeleg. Ți-am explicat că l-a închis pe 7 aprilie 1986 s-a închis un reactor la Zaporojie. Cu 3 săptămâni așa. Înainte de a explodat Cernobâlul. La Cernobâlul. Și la Zaporojie. Dar ce legătură are? Păi, de ce l-a închis pe ăla de la Zaporojie? Întrebare dacă a bubuit Cernobâlul, gelul. Pentru că, din același motiv, domnului Chirea, încearcă. Că incidentele în centrale nucleare se întâmplă foarte des. Și atunci foarte trebuie oprit reactoare, reactoarele, etc. În cazul în care oprești reactorul fortuit, adică nu-i mai dai energie, el se supraîncălzește. Oh. Și poate urma un dezastru. Fortuit? Ce vrei să-ți mai explic? Mama ei de limbă română, fortuit înseamnă întâmplător. Fix gelul. Așa. Bine. Fortuit înseamnă întâmplător. Păi, nu obligat. Nu obligat. Un breaking news. În tot acest scenariu dezastros avem și o veste bună, doamnelor și domnilor, special pentru domnul Pieleanu. Ministrul Apărării Vasile Dâncu ne anunță că nu exclude ca Rusia să ajungă la granița României. Dar nici noi haideți să-l ascultăm pe domnul Dâncu. Cu siguranță că în septembrie vor fi operațiuni dure militare, deci nu s-a încheiat, nu există șanse, după cum spun experții în acest moment, pentru pace. În acest moment nu putem spune că nu există deloc acest pericol, întotdeauna rămâne acest pericol. Sunt hărți pe care le studiem în fiecare zi la Ministerul Apărării Naționale, vedem în fiecare zi intensitatea ofensivei ruse. Trebuie să ne gândim și la scenariul cel mai rău, în care ar putea să avem un vecin foarte apropiat, Rusia. Un pire, nu sunteți fericit că s-ar trebui să deveniți vecini cu rușii? La fel de fericit când am avut și conștiința faptului că minele anti, nu știu ce, așa? Fost în Marea Neagră, ajung la i s-a anunțat că vin la Eforie Nord. La dar mai țineți minte că l-am dat, ziceau că nu, e exclus. Și după aia să vezi surprize că au ajuns. E posibil să rușii au graniță și cu Statele Unite ale Americii. Vă readuc aminte dacă cumva cineva a uitat chestia. Bun, deci putem să rezolvăm și asta, rapid și eficient. Mie mi se pare totuși că, știți, cu calificările zic eu că avem o problemă. Și cu tipul de mesaj, pentru că mă uit și eu fără să fiu... Specialiști în comunicare, știți? Păi specialiști în comunicare, eu fără să fiu vreun fan al comunicării ucrainenilor, măcar admir la ăia, l-ați văzut, spre deosebire de domnul Dâncu, care e o lecuță mai departe față de ucraineni care sunt piept în piept cu rușii, da. Domnul Dâncu e fatalist și zice, bă, s-ar putea să se întâmple. Da, bă, ucrainenii ăia, de bine, de rău, noi sunt gânfoși, scot pieptul în față ca curcanii și zic, să moară măsa dacă ne bate ăsta, până la Paștele viitor i-am spulberat, îi batem, îi facem, îi dregem, măcar mențin moralul populației. Domnul Dâncu zice, frate, dacă e, asta e viața. Dacă rușii vor să financeze și CFR Cluj, cu atât mai bine. Adică nu e o problemă. Domnule, deci crezi că i-a plăcea domnului Dâncu? Cred că da, nu. Ce a spus Vasile Dâncu? Ce a spus Vasile Dâncu? Discutăm și noi, da, discutăm. Da. Păi domnul Chiriac, și noi ne așteptăm, dar noi nu suntem ministrii apărării, cu toată dragostea. Asta, să cadă Odessa și Buceagu, că aici, cu Buceagu te vei învecina cu Federația Rusă, este din mare nefericire o posibilitate reală. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Din mare nefericire. Domnul Chiriac, e o posibilitate reală și ca rușii să-i calce în picioare pe ucraineni până la urmă. Dar dacă vedeți mesajele lor de la Zelenski, la toți consilierii lui și la ministrul ăla al apărării, că nu mai știu cum îi cheamă, unul îl cheamă Arestovici, are și nume așa. Ăia tot zic să moară măsa. A spus că aia, că smardoi de cartier, veniți, ne batem parte în parte și vă călcăm în picioare. Al nostru e fatalist. Ce, domnule, asta e? În momentul în care faci un asemenea anunț, mă gândesc că guvernul României, că eu nu folosesc termenul stat. Mai am și un comentariu după. Imediat. Guvernul României face ceva în acest sens. Deci pe zona posibilei viitoare granițe cu Federația Rusă, care nu e o graniță simplă în delta Dunării, Doamne, așa, trebuie să spui aparatura necesară pe ca să nu devină acolo, cum să spun, o trecere pentru toată lumea, da? Da.
Că despre asta e vorba. Păi și l-ați auzit pe domnul Buncu plus spunând că guvernul avea, lucrează în paralel avea, la securizarea... Guvernul nu lucrează la nimic în țara asta, deci nu, asta e problema. Deci gândește-te când ne-am luptat cu ucrainienii ca să nu distrugă Delta Dunării, că și ucrainienii, cu canalul Băstroie, da. Mai ți-aduce aminte, da? Până la urmă, pe la Haga, pe unde a fost, pe nu știu ce, pe a mai abandonat-o, au mai nu știu ce. Cu rușii nu te înțelegi. Îi ațapă canalul Băstroie și îți iau trei sferturi din apa din Delta Dunării. Adică problema e și ecologică. Nu interesează pe ruși chestia asta. Păi ucrainienii cât de cât... Mai, domnul Dâncu, dacă tot înțeles. A făcut anunțul prăpăstios că da, presupun că acolo... Nu puteți să ne anunțe în subsidiar, domnul Chiria, domnul Pieleanu. Că, domne, dar guvernul României veghează ca în caz de Doamne ferește, noi să fim domne, acolo. Nu numai guvernul și NATO cu toate bazele din Dobrogea. Toată lumea e concentrată. Domnule, nu l-am auzit pe domnul Dâncu spunând că rezolvă NATO problema. L-am auzit spunând că s-ar putea să se întâmple nenorocire. Domnul Dâncu este portavocea președintelui României, domnul Iohannis. Drept urmare, credem că avem o suspiciune rezonabilă în acest sens. Așa. Această afirmație pe care domnul Dâncu a făcut-o este o afirmație din gândirea strategică militară a domnului președinte Iohannis. Pentru că nu este un secret pentru nimeni faptul că... Gândire strategică militară. Nu este un secret pentru nimeni faptul că mi-au venit dracii. Așa. Ministrul de interne, ministrul apărării, ministrul afacerilor externe și ministrul energiei sunt miniștri numiți din pohta cea pohtită a domnului Iohannis. Păi și care-i noutate? Da? Și atunci eu înțeleg că din strategiile sociolog. De comunicare și așa. Din ceea ce comunică acești patru miniștri, în opinia mea, toți foarte slabi la nivel de guvern, produc uriașe prejudicii națiunii române. Păi și inclusiv calității vieții fiecăruia dintre noi prin ministrul energiei. Dumneavoastră credeți că la Cotroceni există un laborator de gândire și cum spuneau, subordonat cum spuneau englezii la un moment dat într-o campanie electorală că toți suntem specialiști în comunicare. It's time from change, it's time from labor. Știi? E timpul schimbării, e timpul laboriștilor. E timpul să-i schimbe pe ăștia. Pe ăștia, ziceți noastră? Și poate PSD-ul și PNL-ul au curajul să-și numească proprii săi miniștri. Doamne, pupați-a ștălpile tale. Poate se întâmplă. Gelu vorbim în ora a doua, imediat revenim, pentru că vă aștept. Și în a doua parte a emisiunii, doamnelor și domnilor, spectacolul dezvăluirii continuă. Vom discuta despre SMS-uri de testare COVID. Extinderea noului val generează și măsuri excepționale. Ce se întâmplă cu vaccinurile? Medicul Tudor Ciocodaru face dezvăluiri spectaculoase despre cât ne costă să nu le folosim. Și găzduim și revolta lui Mugur Mihăiescu din nou, domnilor și domnilor, față de noile restricții. Și pregătesc nebunii lumii și în ce să traduce bătălia neomarxiștilor cu suveraniștii, veți afla doar câteva momente. Cine va impune până la urmă noua ordine mondială și ce rol își va găsi România în noul context politic. Iar trupele lui Arafat fac ce știu și știu ce fac. Se duc peste Sibion în localul nunții înainte să se însoare omul. Ce a făcut poliția în trafic lui Sibion, veți afla în această seară. Rămâneți!